When I need motivation, my one solution is my queen. Bună dimineața, mă bucur să vă toți aici. Azi vom vorbi despre profilul oaspetelor. Voi, de fapt, aveați în manual discurs foarte succint patru categorii de oaspeți. Ce ne ține minte, măcar câte puțin, iată, fără să ne imaginăm că noi suntem la atestare, ce ne ține minte, ce categorii de oaspeți noi, de fapt, acolo aveam? Da, Ori. Activ. Pasiv. Пасив авиа? Аналитик. 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 Ну, не, это самое же вещь директор. Это вещь директор. Ой. А что? Если отец за деталями, да, есть и фактор комуникации диалога с курсом. Есть и фаски за деталями, да, есть и фактор шоу. Asculta, da? Așa. El chiar primește plăcere de orice, că el vorbește mult. Da, asta este o caracteristică. Care este caracteristica persoanei active? Pentru că ei se aseamănă. Da. Și știu că foarte des la atestări îi încurcați. De când te pare să se atrage timp să este decisiv. Ești foarte lacon, trebuie să deservim foarte repede, da. Să atragem atenția la compartimentele de meniu, adică așa. Nu-i place, probabil, să povestim foarte mult, să... Aha. Serios, și face el și ajută timpul său, da? Aha. El sunt importanță, da? Și îți recomand că voi să le spuneți complimente. Așa, bine. Ce ești să ce te minte despre persoana analitică? Voce monotonă. Ia, pe noi trebuie să vorbim încet. Încet, da? Pentru că și el vorbește încet. Vocea sau ceva s-a spus aici. Sau privește. El este atent la detalii. Da, el este atent la detalii și foarte des când el vă întreabă ceva, trebuie numai decât să răspundeți și foarte clar, pentru că el are nevoie de anumite detalii foarte exacte. Pentru că el este o persoană analitică care analizează. Și ultima persoană, ce ne-a rămas? Empatică. Cum puteți să-l caracterizați? El este o categorie cea mai ușoară, probabil. Foarte ușor de propus bucate noi. Da. Poziție noi. Mm-hmm. Este predispus spre contactul. Deschis la comunicare. Aha. Așa. Deci el este deschis pentru propunerile voastre. El este foarte prietenos, el este foarte deschis. Deci iată așa un pic am repetat cele patru categorii. Noi de fapt și o să vorbim despre aceste patru categorii azi. Dar dacă să facem așa un training care este și un pic practic, unul mână. Doi mână, voi să trăiți în pielea oaspeților și trei mână să știți și voi ce categorie de oaspete sunteți voi. Eu cred că așa o să memorizați și mai bine. Ce o să facem noi azi? Deci, în primul rând, o să analizăm după diferite criterii fiecare tip de oaspete. Iată voi, de exemplu, când întâlniți o persoană, da, sau vedeți deja oaspete la masă, după ce criterii voi după ce analizați persoana? Pentru că eu am auzit foarte des că cineva spunea că dar nu sunt categorii pure, da, de exemplu, activ, energic, și într-adevăr e așa, pentru că ei pot fi, să aibă o mică caracteristică, de exemplu, din alte categorii și să predomine doar una, de exemplu, activ, dar să fie și un pic energic. Cum sau după ce voi analizați comportamentul oaspetelor? Sau ce tip el este? Sau cum e cel mai bine să-l deservești, iată, reșind din caracteristică? Așa, câteva criterii. Zâmbet și ce încă? În primul rând, după o să-ți fidel. Noi deja cunoaștem așa? Comportamentul. Deci după ce tu cunoaști? Sau după ce tu faci analiza asta comportamentul? Deci, dacă vorbim de oaspeții fidele, deci ei au mai trecut prin experiența de servirii noastre, uh-huh. Da? Și noi deja cunoaștem cine poate mai aștepta încă două minute, da? Așa. Până am apropiat. Cine este mai nerăbdător, cine iubește rapid să fie deservit și așa mai departe. Uh-huh. Dar dacă să vorbim despre oaspeții noi. Uh-huh. După micile caracteristici ale fieței, da? După mimică? După mimică. Aha, după mimică. Ok, este un criteriu. Încă. După ce mai realizați? Când aproape de masă, după salutare sau după primul contact, asta este amintoarea ca misură, cum vei parmi de servire. Da, deci dacă tu te apropiești cineva, bună ziua, tu spui și persoana, da, bună ziua, eu aș dori tra-ta-ta-ta-ta, nici nu se uită la tine, deja este un criteriu de analiză, da? Bun, deci, încă ce analizăm?
ce analizați după îmbrăcăminte? Sau ce vă spune îmbrăcămintea? O îmbrăcăminte mai solidă, îți dai seama că este o persoană care face parte din analitic, o persoană care are puțin timp, o persoană care pentru el timpul este scump. Și analitic sau activ? Activ. Aha. Analitic tot analiz? Nu, activ, da. Ia să vedești. Și îți dai seama că pentru el trebuie să fie o deservire rapidă, calitativă, fără detalii, dar cu detalii se poate foarte scurte. Deci după îmbrăcăminte solide, tu ți-ai dat seama că trebuie foarte repede să deservești persoana. E așa? Ia, nu, hai să vedem experiența celorlalți. Nu, toate cazuri. Nu, toate cazuri. În business lunch-ului, aceasta este un criteriu foarte repede. În business lunch, ok, business lunch în general este un timp specific, da? Dar în general? Cred că poate fi un motiv, adică ca un oaspet în nouă companie, care tu se poți acorda mai multă atenție, de exemplu. Aha. Eu pot fi încă mai deschis ca o persoană care e empatică, da? Persoană deschisă care să te asculte toate promoțiile și tot ce oferă restaurantul oaspetului. Adică asta e independență de ei. Adică nu poți să fie haine pe cum arată, că asta e un criteriu de cunoaște oaspetului. Dar iată-ți exemplu, dacă vine o domnișoară și este îmbrăcată între rochițe așa, deci, nu știu, ceva știți că se asociază, nu știu, cu frață, de exemplu. Dă are o pălărie. Dă numărul de telefon. Nu, nu despre asta ați vorbim. Deci, cum credeți, cum asta poate să o caracterizeze? Barul, nu știu. Deci, poate caracteriza totuși îmbrăcămintea sau nu? Asta, de fapt, e întrebarea de bază. De exemplu, dacă e îmbrăcămintea solidă, aici sunt foarte multe momente care tu nu poți să spui despre persoana. Da, pur și simplu, el se vede că ține foarte mult la statutul său. Și de-aia și ne gândim că este persoana activă, da? Care, deci, el vrea că noi să-l ascultăm, repede să-l deservim, să spunem câteva cuvinte frumoase, că el se simte și mai, da, îngrijit în sine. Deci, dar dacă iată o domnișoară, cum a spus, cu pălărie, cu, nu știu, adică e așa, gingășă. Cum credeți, asta cumva o caracterizează? Nu haina caracterizează om. Și dacă domnișoara este îmbrăcată în modul următor, este mai ușor îmbrăcat. Este mai ușor de deservit, este o persoană plăcută, eu consider, mă rog, am să diferiți. Și ea o la siguranță, deschis nu știu cât procente, 80-70, ea va fi deschisă spre un dialog. Da. Pentru că haina ei arată că este o persoană, nu că non-conformistă, dar o persoană... Progresistă. Progresistă? Da. Aha. Care este mereu să fie interesant. Ce este feministă? Ce este isterică? Nu, noi puteam să, ca lucru, noi puteam să continuăm în diferite, da, direcții. Deci, ajunge la un lucru comun. Bun, în dependență cum vă apropiați, dar asta vreau să spun, după haina mai bine să nu faceți concluzii exacte despre persoană. Ceea ce spune haina, asta ceea ce dorește să vă spună omul, dar asta nu înseamnă că el într-adevăr este așa cum spune haina. Asta vreau să facem ca concluzii la haină. Ne-am înțeles aici, da? Bun. Deci, noi într-adevăr azi vom trece mai multe criterii, cum v-am spus, acum și vă arăt și ce anume. Deci vom analiza patru categorii dumneavoastră despre care am vorbit, după mersul, da? Deci chiar când intră persoana, cum el intră, cum el într-un fel, da? Adică care este mersul lui, cineva este încrezut, cineva este chiar un pic așa, chiar se vede că nu cineva foarte rapid. Cineva foarte rapid, da, cineva parcă merge pe navă, da? Sau adică foarte rapid mersul. Gesturi. În prezență de gesturi, dacă este deschis, dacă este închis, dacă este foarte energic sau este un pic mai restrâns, da? Mimica, deci chiar după față, glasul. Glasurile sunt diferite și probabil iată domnișoara într-o roche și ți-am tine să asociat cu un glas foarte, nu știu, agreabil, da? Adică foarte plăcut. Deci iată să analizăm și glasul. Maniera de a vorbi, cuvinte utilizate, pentru că diferite categorii de oaspeți utilizează cineva mai mult verbi, cineva mai mult adjective, cineva mai mult substantive și cineva mai mult, să spunem, adverbi sau comparații. Concentrația atenției, da? Adică pe ce se concentrează atenția lor. Axarea în timp, prezent, trecut, viitor și o categorie de oaspeți, o să vedem că el se axează de fapt pe trecut, dar și un pic pe prezent. Pentru că contează ce cred despre dânsul cei apropiați. Emoții, ce fel de emoții ei emană, da? Adică ce nu putem să vedem prin gesturile lor.
Dinamica comportamentului. La cineva este foarte monoton, la cineva sare și scade, da? Deci asta tot o să analizăm. Și izvorul informației. Deci, ce pentru fiecare categorie de persoane reprezintă într-adevăr o sursă veridică de informație. De exemplu, pentru mine contează ce spune, nu știu, tatăl sau mama, da? Pentru cineva contează ce scrie în statistică. Deci, sunt diferite surse de informație. Iată, asta și o să analizăm. Dar înainte de asta, noi am vorbit un pic despre fiecare tip de oaspete. Vreau chiar să vedem ce tip de oaspete suntem noi. Da? Pentru că eu cred că atunci o să memorizează și mai bine. Pentru asta v-am pregătit un test. El are 30 de propoziții, adică 30 de puncte. El este în rusă, dar eu o să-l citesc și cred că o să fie mai ușor să înțelegeți dacă nu o să înțelegeți ceva cu exactitate ce înseamnă. Ce este aici important să faceți? La fiecare punct aveți două propoziții. Alegeți cea care este mai aproape de voi. Și eu, de fapt, la sfârșit, o să aveți iată, alt tabel, da, care se poate. Iată aici. Deci, aici aveți la fiecare punct, de exemplu, 2 sau 1, sau 1 și 2, da? Adică care propoziție voi ați ales. În dependență de asta, o încercuiți. Și la sfârșit o să vedem câte voi aveți în colonița aceasta, colonița B, C și D. Și deja o să vedem ce tip de oaspete voi sunteți. Deci cei care sunt roșii, voi sunteți persoane active. Adică și ca oaspete active. Cei care sunt galbi, voi sunteți persoane energice. Cei care sunt albaștri, astea sunt persoane analitice. Și cei care sunt verde, astea sunt persoane empatice. Cine este un îmbrățișor, știu că este cineva. Eu. Aha, bine. Persoane empatice, deschis, de ce ai venit la jucor și toată fiecare, pozitivă și așa mai departe. Deci noi să analizăm acum, deci voi ați primit, noi ați primit acum culoare, pentru că noi și o să mergem mai departe, după culoare că să nu scrim de fiecare dată, activ, energic, empatic și analitic. Deci, prima ce noi vom analiza, asta este partea de... Deci, noi analizăm mersul. Deci, persoana energică are un mers vioi și este foarte, foarte energic. Deci, el este deschis, el când merge, deci toți văd că asta este o persoană energică, da? Deci, îl dăm să duc mai mare energie. Persoana de stăpân și încrezut. El tot este energic, dar mersul lui este mult mai încrezut. Deci, voi vedeți că este, da, fiecare pas, practic, se socoate, da? Adică, să analizează. Persoana de tip verde are un mers foarte relaxat. Deci el parcă este o persoană care merge pe nauta, da? Adică așa. Plăvea. Da, plăvea. Și persoana de tip albastru, de obicei, nu este așa de încrezut, deci el poate să fie un pic, da, de exemplu, pe o parte să meargă sau... Deci are un mers sărace sau lăliu. То есть, он чуть-чуть неуверенная походка. Bun. Deci eu vreau să vă rog să memorizați aceste lucruri, poate să vă scriți undeva, pentru că voi să le aveți nevoie de ele peste 3 slide-uri. Așa că eu vreau frumos să scrieți. Anume pentru categoria voastră. Notăm? Mai ales. Da. Undeva, dacă se înțelegeți, e ok. Dacă nu, atunci și vă rog să vă scrieți. Așa? Cum se caracterizează mersul? Deci, galben, energic, roșu, activ, verde, empatic și albastru, analitic. Așa. Mai departe, dacă noi vom analiza mimica, gesturile și emoții. She is always in my corner right there. Deci persoana de tip galben, ea este un pic artistică, deci ea are foarte multe, multe emoții și asta un pic la unii pare că e excesiv, deci prea, da? În comparație cu persoana de tip roșu, de tip activ, deci el este încrezut și la fel expresiv. Deci voi dacă o să vedeți gesturile, o să vedeți că, deci dacă persoana energică are prea multe gesturi, da? Deci persoana activă o să fie la fel explicită, dar gesturile o să fie un pic așa, da? Deci care se finalizează practic, da? Adică voi să observați chestia asta.
Persoana, da, scopoată. Persoana de tip empatic. Este, deci are niște gesturi foarte fine, foarte moale. Deci dacă eu vorbesc cu voi, la fel o să fiu deschisă, dar da, deci parcă la fel gesturile mele, iată, s-a finalizat, dar eu parcă mai vreau să le conțină că le să fie și mai moale. Deci asta așa se caracterizează persoana tip verde. Albastru, analitic. De obicei este controlată și probabil uneori închisă. Deci, voi controlați gesturile, da? Ca politicienii care au ceva de ascuns. Deci asta este. La fel, vă scriu caracteristică după tipajul vostru. Ca să stau țineți minte. Așa? Deci, mimică, gesturi, emoții. Eu sper foarte mult că noi după aceste caracteristici și după exerciții care o să avem, vă țineți foarte, și o să înțelegeți foarte bine diferența dintre persoana, de exemplu, activă, energică, empatică și analitică și empatică. Așa. Mergem mai departe. Ce ține de glas? She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Deci, glasul și maniera de a vorbi. Deci la persoana energică, el are voce ridicată, un pic chiar tăioasă, da? Adică el vorbește mult și voce ridicată, vorbește repede, că tocmai, da, adică vrei să-i spui uneori, hai, vorbește deodată, pentru că vreau să mai, adică, nu știu, să se întâmplă liniște. Mult și expresiv și uneori poate să fie chiar să ne pare isteric sau prea emoțional. Deci asta este tip gal. Tip roșu, da, activ. Deci, este o voce rigidă. Vorbește clar și fără întrerupere. Și am în vedere că fără întrerupere, anume între cuvintele în propoziție. Voi puteți să finalizați propoziția și să faceți întreruperea, dar de obicei între cuvinte în propoziție, voi nu faceți întrerupere. Voi știți foarte clar ce doriți să spuneți, de exemplu, persoanei care vă vorbiți. Are o voce care este greu de acoperit. Și ce am în vedere aici? Dacă vocea asta vorbește, cineva încearcă la ședință să o acopere și nu poate. Așa. Trecem la persoana verde, la persoana empatică. Deci vorbește foarte, foarte amical, vocea este agreabilă, adică foarte plăcută, vorbește fără pauze între cuvinte. Adică vocea ei parcă tot așa, nu, ca budu, znaete, liotă reci. Вот, у неё такая речь. Da? Deci, persoana analitică vorbește mai încet, el nu trebuie să strige, da, sau să vorbească prea cu o voce ascuțită. Uneori poate fi neîncrezut, foarte lent, întrerupt, nu privește un ochi în timpul discuției. Deci, asta de obicei, cum se caracterizează persoana, eu văd că acolo cineva nu este de acord cu caracteristica care a primit-o, probabil. Deci, dar în general, ca să înțelegeți când vedeți așa o persoană în fața voastră, să înțelegeți că asta e tip analitic, care va analiza detalii, da? Deci, iată aceste momente, vă rog frumos acum, deci le-ați scris, le-ați memorizat și ce facem mai departe? Vă rog frumos să vă grupați pe culoarea care a fost determinată după tipajul vostru. Deci, aici o să fie energic. Aici, în centru și masa asta, o bucată, deci va fi roșu, da, activ. Aici va fi empatic, verde și aici să fie albaștru. Haideți să ne vorbim, pentru că avem o sarcină. Bun. Deci, ce facem noi acum? Grupul vostru de lucru. În chipul că voi aveți o regie sau o regină. Alegeți cine doriți. Ce vreți? Na. Să ia, să ia. Rege sau regina. Și sarcina voastră este să intrați în rol a unui rege sau a unui regine. Să vă chipuiți că, iată, voi mergeți, hai să spun așa, pe covor roșu, da, pe red carpet. Și aici stă, deci, cetățenii din țara voastră. Nu, pasă. Voi aveți speech. Deci mergeți și vorbiți, da? Bună ziua, dragi cetățeni a țării Moldova! Eu foarte mult mă bucur să vă văd azi aici. Deci, alcătuiți patru propoziții. Închipuiți că azi este o careva sărbătoare, vă alcătuiți și sărbătoare, deci știu undeva vreo patru propoziții. Aș vrea foarte mult că în momentul în care rege sau regina va merge,
să aplice toate acele caracteristici despre care noi am vorbit. Și mai aveți pentru discuții, pentru determinarea regii și reginei. Deci aveți 4 minute. Eu cred că asta va fi suficient. Și după aceasta chiar o să facem un mers, da? Adică ca să vedem cât de cât cum asta este vizual. Deci, start! Дорогие мои спиногрызы. Я вам смострадуюсь, редал дочкой категории тренгали как парк. Дар, ну, поц, едит, тот, чьи мерди курс симпл, это натура. И окей. Дальний момент презентуй. Я не уверен. Бună ziua, țara mea Moldova! Bine ați venit în acest auditoriu frumos! Astăzi, de ziua Olivei, noi v-am invitat aici ca să fiți alături, împreună, să cinstiți un pahar de șampanie, să serviți o bucată de tortă din partea companiei, de sigur. Încă o propoziție. Vă așteptăm la orele. Vă așteptăm la orele 6. Dimineața. La Olivia Metallica. Deci când sare, mă pune. Ei, cacă-ți-o! Bună ziua, dragi prieteni! Ne-am adunat astăzi aici pentru a serba o frumoasă colaborare de 3 ani a echipei noastre, serbarea 3 ani de activitate frumoasă și fructuoasă împreună. Noi vrem să ne felicităm și sperăm mai departe la o colaborare atât de frumoasă și cu mai multe succese. Vă mulțumim pentru efortul depus! Tu ești persoana de miliarde. Dragi compatrioți, ne-am adunat astăzi aici, în Împărăția Oliviei, pentru a hotărâi ceva. A hotărâi unii ducem țară și unii ducem țară. Cel mai important, ce facem? Aștept ideile voastre pe e-mailul meu. Cunosteți, o zi frumoasă și ne vedem acolo unde. Stimați colegi, aș vrea să mă adresez la dumneavoastră. Profit companiei noastre a depășit așteptările noastre în trimestrul 1 anului curent. Așa că pentru ziua de mâine, 15 aprilie, am să declar zi liberă și vă rog să revenim ulterior, fără încălzire la serviciu. Bună ziua, dragi colegi! Eu sunt noua administratoră a companiei Oliva, a restaurantului Oliva. Sper să găsim o limbă comună. Aș vrea să vă cunosc pe toți de mai aproape. Ceea ce a fost bine la Olga și foarte natural, da, poate au fost emoții și s-a închis persoana pentru că a pus mâinile după spate, da, adică, dar asta nu este nimic strașnic, asta pur și simplu reacția la cameră și eu. Ceea ce a fost foarte bine la Olga, asta anume vocea. Dacă ați înțeles că vocea era foarte așa plină, moale, greadă, dar foarte plăcută. Deci asta, într-adevăr, este caracteristic persoanelor verzi. Deci voi un pic ați vizualizat, ca să spunem, tot ceea ce noi am vorbit. Acum, haideți să vedem mai departe unele detalii despre fiecare tip de oaspete. Deci dacă noi vorbim despre cuvinte care se utilizează în fiecare categorie. She is always in my corner, right there, when I wanna, all these other girls are tempted. Persoanele de tip energic, ei utilizează mai mult adjective pentru că ei încearcă să descrie ceva, da? Deci asta le permite să exprimă emoțiile sale. Persoane de tip activ, ei e pentru că cei că lor să le permită să descrie la fel acțiunile, ei mai mult utilizează verbe.
ne-am dus, am văzut, am petrecut și așa mai departe. Persoanele de tip verde, adică empatici, ei mai mult utilizează obiecte. Azi am văzut multe persoane care, de exemplu, stăteau pe scaune și așa mai departe, da? Adică foarte multe anume substantive. Și persoane analitice, ei mai mult fac comparație, ei utilizează cât și adjective, dar și uneori adverbe, adică asta este caracteristic lor. La fel puteți să vă înscriți în momentul acesta, pentru că asta va influența speech-ul care numai ce ați avut, pentru că noi un pic o să-l redactăm. Dar noi ne oprim aici. Deci, v-ați înscris sau ați memorizat și mergem mai departe. Da, nu e pe tipul vostru ce este. Așa. Următorul punct care noi o să analizăm este concentrarea atenției. Despre ce de obicei se vorbește sau pe ce se pune accent în discursul persoanei de fiecare tip. She is always in my corner, right there, when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm... Deci, persoana energică pune foarte mult accent pe alții. Voi, hai să vă duceți, da? Deci voi, mai mult pe ceilalți. Persoana de tip activ, mai mult pune accent pe eu. Eu, mie îmi place, eu cred. Deci, activ. Persoanele de tip empatic, ei foarte mult pun accentul pe colaborare, adică pe relațiile acestea care sunt între voi și, de exemplu, oaspeți. Și cetățenii de persoane de tip analitic, ei pun accent pe produs. Sau în cazul în care voi vorbiți ca regii, regina, de exemplu, pe eveniment care se petrece. Deci voi, iată, pe asta mai mult puneți accent. Bun, deci la fel, dacă aveți nevoie, notați și noi mergem mai departe. Deci, ține de timpul. Unde noi ne axăm pe fiecare categorie și ține de timp. She is always in my corner, right there, when I wanna, all these other girls. De tip energic. Voi mai mult trăiți cu momentul de față, da? Adică cu prezentul. De ce ești descris mai mult ceea ce se întâmplă în prezent sau ceea ce pentru voi este important cu verbe de timp adică actual. Cetățenii de persoane de tip roșu, pe voi vă interesează ce o să fie pentru că vă interesează acel statut care îl aveți și cum el va fi influențat pe viitor. De ce mai mult ei sunt axați pe future, da? Pe viitor. Persoanele de tip analitic, ei sunt axați pe trecut pentru că ei foarte mult analizează ceea ce a fost. Și persoanele de tip verde, iată, asta este o categorie de persoane care este axată și pe trecut, dar și pe moment de față. De ce? Pentru că voi vă interesează ce cred despre voi apropiații voștri, de exemplu, familia, prieteni și mai departe, adică vă influențează un pic părerea lor și de aia trecutul îmi contează. Dar, anume cu trecutul acela, voi vă formați momentul de față. Așa vă simțiți voi la moment de față, în dependență cum îi cred din trecut. Da? Deci asta cam așa este mică discret. La fel, dacă aveți nevoie scris, pentru că la fel o să influențez un pic speech-ul nostru. Așa, următorul moment. Dinamica comportamentului. She is always in my corner, right there, when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone and they say. Cum am spus, cineva poate fi foarte monoton, cineva brusc, scade, deci sare în sus, după asta se liniștește, după asta plânge, după asta nu știu ce. Deci, ce ține de persoană energică, cred că aici este evident, că este exclusivă și se schimbă foarte brusc. Adică e foarte greu să privezi, da? Adică ce să te aștepți la persoana asta în momentul următor. Persoana de tip roșu. Este nivelul mediu de previzibilitate și ceea ce este caracteristică acestei persoane este nerăbdător. Da? Deci nu are el răbdare să aștepte. Verde. Deci foarte previzibil, deschis, foarte prudent, da? Adică foarte latent. Da. Și ce ține de persoana de tip analitic, asta este greu să-i decide și este un pic sceptic. Da, adică nu într-un fel, un pic sau careva detalii pe care el o să facă concluzia sa de aia când noi prezentăm meniu, trebuie să oferim foarte multe detalii. Cum este pregătită bucata, din ce este compus, câte grame poate chiar uneori are, adică tot asta trebuie să știți voi și nu doar în meniu. Iată așa, adică să descrie comportamentul fiecărei persoane. La fel, dacă aveți nevoie, notați, pentru că o să vă ajute toate aceste momentușe. Așa. Și ce ține de zborul informației?
She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty. Deci, pe ce noi ne axăm sau de unde noi luăm acea informație în care noi credem? Persoanele de tip nature, din discuții cu alte persoane și impresii de la cele ce au văzut. De obicei, pe dânsi și foarte mult influențează discuția cu cei din jur. De exemplu, cineva a spus așa, cineva a spus altfel, da? Deci el de acolo trage toată informația dată. Cetei de tip roșu, activ. Deci, zborul lor de informații sunt lucruri practice. Adică când voi ați făcut, atunci voi ați înțeles cum este corect. Da? Adică nu că, de exemplu, a venit Lena și ne-a vorbit. Asta probabil este mai mult pentru persoane energice, da? Pentru voi contează emoții cu care s-a vorbit și mai departe. Dar pentru voi este mai mult ce ați făcut voi, rezultate și dacă voi ați făcut ceva, ce influență, da? Ce impact a avut asupra cuiva. Iată, asta pentru voi, într-adevăr, este o sursă puternică de informație. Ce ține de persoane empatice. Deci, experiențele trăite cu alte persoane și familie. Asta foarte mult contează pentru voi. Pentru că, de fapt, asta poate să fie la toți, dar la voi este cel mai pronunțat. Dacă, de exemplu, voi în familie ați avut careva relații cu tatăl și mama, de exemplu, apropiate, și ele cumva vă influențează, asta înseamnă că fix așa se va pronunța și în familia voastră, probabil, în viitor. Adică este ceva o legătură. Și ce ține de persoane analitice. Izvoare scrise, analiză cifrelor, datelor, deci ceva foarte concret, da? Pe fapt. Deci, iată, aceste surse sunt pentru voi cele mai veridice. Așa, ceva. Da, aici ne vom opri. Acum, vă rog frumos, luați toate acele care noi mai ce-am discutat. Să modificați speech-ul vostru cu acele caracteristici care v-am spus. Iată, de exemplu, dacă noi un pic ne vom întoarce și vom analiza încă o dată ce a fost. Presupunem că la analitici erau izvoare scrise, analiză cifrelor și datelor. Puteți să adăugați că azi sărbătorim, da, de exemplu, noi am început în anul cu tare, pe data cu tare și azi îndeplinim, de exemplu, 3 ani. Deci să fie mai multe statistici. Așa, mergem mai departe. Mai departe, dinamica comportamentului. De exemplu, persoana energică, da? Voi veniți, nu pur și simplu să fiți, da, adică să aveți acel, hai să spun așa, mers destul de voios, da, adică cu energie, dar și să vorbiți în tonalitatea. Azi mă bucur foarte mult să vă văd. Dar văd că dumneavoastră sunteți așa și așa, da? Deci iată să jucați un pic. Așa? Asta nu mă duc eu. Deci și persoane analitice și invers, și foarte monotone, da? Adică să fiți așa mai sceptici. Mergem mai departe. Axarea în timp. Despre cei ce vorbiți, deci la voi, să fie mai mult axat pe timpul de prezent. Noi azi ne ducem să petrecem, da? Sau eu mă bucur acum să vă văd aici. Voi, dacă mai mult pe viitor, deci o să ne ducem să facem asta, să pregătim masa tot în viitor. La voi, dacă este vorba de trecut, în timpul experienței noastre, iată, apropo, la Dan deja s-a pornit chestia asta, da, că noi am analizat un an, da, adică buget. Am depășit, dar știi, Da, exact. Deci, iată, momentele astea luați în calcul. Și la persoane vieți, adică, spuneți ceva de trecut, dar cu momentul de față, da? Deci noi am făcut asta, dar de aceea azi putem să ne adunăm și să sărbătorim. Adică am lucrat 3 ani de zile foarte intens și, iată, azi am ajuns acolo unde suntem. Bun, mergem mai departe. Concentrarea atenției. Deci, cineva vorbește mai mult despre alții, cineva vorbește mai mult despre eu, cineva vorbește mai mult despre colaborare, adică despre relații cu alte persoane și cineva vorbește însuși despre sărbătoare. Da? Despre obiect. Așa? Și eu cred că cam... Da, și deja vedeți ce utilizați. Dacă la voi o să fie mai multe adjective, la voi o să fie mai multe verbe, acolo o să fie la verde, o să fie mai multe substantive și la deja persoanele analitice mai multe sravnenia. Comparare, da. Deci, iată, asta vă trebuie să implicați în speech-ul vostru aceste caracteristici despre care numai ce am vorbit și pentru asta știu că este un pic mai greu. Aveți 6 minute la dispoziție. Start! Tot persoana aia sau... Tot aceeași persoană mai bine. Hai, și tu! Că să vedem mai cum. Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua! Ne-am adunat aici pentru a hotărâ împreună cum vom sărbători ziua restaurantului. Aș dori să vă expun părerile și ideile. Poate ieșim în parc la un aer curat, facem o masă comună.
mai arbă verde. Cât o să trebuie să spun? Asta te limbate companii, nu faci griji, poți munci tu un an întreg, așa că noi avem de bândit. Însă, pentru a evita întârzierile care au fost a doua zi la serviciu, care au fost anul trecut, restaurantul adică începe lucrul la ore 12, așa că tot noaptea putem să sărbătorim împreună. O zi frumoasă! Bună ziua! Stimați colegi, aș vrea să mă adresez la dumneavoastră. Profitul companiei noastre a depășit așteptările noastre. Despre ce să ne vorbești trimestrul întâi al anului curent, care a depășit cu 20% comparativ, care a depășit cu 20% profitul nostru înregistrat a companiei, comparativ cu perioada precedentă a anului curent. Deci aceasta se datorează anume vouă, angajaților companiei, ori este o eroare a departamentului financiar. Mâine, 15 aprilie, declar zi liberă, tuturor o zi de succes, pe 16 aprilie, fără întârzieri, întârzierea, minus 5 happy coins. Salutare tuturor, noi o să avem o adunare foarte scurtă, foarte clar, pentru că noi toți ne grăbim la lucru, pentru noi timpul este scump astăzi. Noi ne-am strâns pentru că 2-3 ani de activitate, noi o să facem un bilanț al acestor 3 ani, 3 ani frumoși, dar avem totul de pe începe, cum știți toți de voi. Câteva informații. Pe parcursul acestor ani și pe viitor vom tinde ca valorile companiei care le-am pus acum 3 ani în urmă le vom infiltra mai adânc în companie, printre personalul nostru de rând, pentru că voi meritați, pentru că ați lucrat. Cum ne-am pus de plan acum 3 ani o misiune care dorim să o tindem și mai departe este cel MPS care dorim și tindem să fie cel mai mare din țară, peste 85%. Am obținut rezultate bune, dar acesta, cum am spus, este doar începutul. Mai departe vom lucra insistent, urmează deschiderea unui nou local care este cu o perspectivă încă mai mare. Desigur, foarte mulți din voi veți fi recrutați pentru a transmite informația obținută pe acești 3 ani și mai departe. Eu vă mulțumesc pentru acești ani frumoși. Mai departe. Când îmi dați salariul pentru august? Eu și munca care o depun eu în fiecare zi este doar datorită pentru că voi mă ajutați, deoarece voi faceți ca spiritul de echipă mereu să fie unul înflăcărat și vă mulțumesc mult pentru acești 3 ani de lucru. Domnul Slav, uite! Bună seara! Bună seara! Ești venit aici! Foarte bucuros să eu văd aici alături de noi. În acest local, super, super minunat. Noi suntem aici toți împreună. Mulțumesc mult! Am vrut să vă spun astăzi. Nu o să mă credeți. Da, mersi mult. Astăzi e ziua de naștere a celui mai frumos local din Chișinău. Oliva Botanica! Așa pare și tot din partea companiei. Cam e empatică situația. Acum toți ne-am plecat și am plecat la Oliva Botanica. Deci, voi acum ați practicat tipajul care vă este cel mai aproape. Da? De exemplu, dacă e caracteristica voastră și ați încercat să faceți speech-ul ca să intrați în rolul, da, să vă simțiți ca într-adevăr poate un oaspete sau, mă rog, rege sau regină, da, sau poate chiar stăpânul acestei companii. De ce noi chestia asta am făcut? Cum credeți? Așa. Dezvoltau calități profesionale. Aha, cum mai ușor să lucreze. Încă? Cam tot acolo, da. Persoane care nu știu loc în societate de azi, știi? Eu cred că, în primul rând, pentru ce că voi să memorizați, în primul și în primul rând, tipajul vostru. Adică dacă voi să vedeți aceste caracteristici în alte persoane, voi deodată o să cunoașteți acest tip de persoane.
Doi române, noi am făcut toate patru categorii de persoane, asta înseamnă că voi să țineți minte, deja ați văzut și vizual și chiar și prin imagini, da, prin descrieri, cum se caracterizează și celelalte trei tipaje de oameni. Vreau să spun că, într-adevăr, nu sunt tipajuri pure. Poate să fie careva caracteristici. Vreau să spun mai mult decât atât. Că o persoană, de exemplu, roșie, ea poate să schimbe în situații de conflict. Și ea poate să devină, de exemplu, albastru. Pentru că el poate să devină, sau invers, el poate să fie albastru și devină roșu în situații de conflict. Deci, întotdeauna încercați să fiți foarte atenți la ceea, cum se comportă oaspeții voastre, ce el spune, cum spune, ce pune atenția și chiar atât de la prima intrare, de la mersul, da? Adică deja puteți să faceți cât careva concluzie. Hainele, vă rog frumos, să nu fie chiar cartea de vizită a oaspeților noastre. Ele spun câte ceva, dar nu spun adevărul. Haideți să vedem ce putem noi să facem sau cum să utilizăm, da, un algoritm de utilizare a acestor informații care am primit noi azi. Deci, în primul și în primul rând, când vine un oaspeț, analizăm ce tip de oaspeț el este după criterii care azi am trecut. A doua, ne adaptăm la tipul lui. Încercați să intrați în pielea altei persoane. Eu cred că lui Ioan azi a fost un pic așa, mai el a fost de anume persoana aceea care trebuia și să intre în pielea altui tip, da? Este mult mai greu. Dar asta o să vă ajute, dacă sunteți la același nivel, da, adică la aceeași unde, hai să spunem așa, cu oaspeții noastră, atunci el vă va înțelege mai bine. De ce vă spun lucrul ăsta? Chiar, de exemplu, când se spune despre tonalitatea vocii, dacă eu mă apropii de un oaspete și el stă și el foarte liniștit vorbește, eu n-am să strig în momentul ăsta, da, sau să spun ceva cu vocea scuțită. Deci eu mă adaptez la vocea lui. De obicei se recomandă că vocea voastră să fie doar un pic poate mai tare decât vocea oaspeții. Adică asta este recomandarea, să nu fie mai mult. Așa, prevenim neplăcerile și nemulțumirile. Vă știți că fiecare oaspeț el este la ceva, de exemplu, unul, el dorește repede, da? Altul, el nu este atent la detalii, altul, el este foarte sceptic și dacă vă utilizați careva cuvinte profesionale, sau, de exemplu, apropo, n-a să vă spun unde, undeva în Oliva, a fost un chelner nu de mult, vreo 4 zile în urmă, când povestea despre pasta. Și el spune fusile. El nu a spus pasta, el a spus, deci ia din meniu cu tare, fusile. Și oaspeții, de ce înseamnă fusile? Pasta. Pasta? Pasta fresc. Nu, dar înțelegeți, da? Adică, iată, nu vreți și de pe aia să spuneți în momentul ăsta. Să lămurim ce înseamnă fusile, ce înseamnă pasta, în general, dacă vedeți că se continuă întrebările. Deci, iată, probabil că persoana asta avea câteva caracteristici de persoană analitică. Și dacă voi utilizați niște cuvinte, da, fusile, da, e pasta, chiar poate fi frescă, dar nu puteți să le explicați, degeaba faceți lucrurile astea, că el o să vă cuzească cum să spune, da? Deci determinăm ce este important, iată, cuiva e timpul important, cuiva, de exemplu, să vorbiți și să atragi studența la unele momente din meniu, da, să le repetați, cuiva să utilizați cuvinte care chiar le cunoașteți, adică să le puteți explica. Și atunci doar îl putem fideliza, sau dacă chiar s-a întâmplat ceva neplăcut, adică o reclamație, să știm cum totuși să-l fidelizăm și să-l satisfacem. Este aici clar? Dacă voi aveți întrebări. Da? Este mai ușor acum de făcut diferența dintre tip analitic și energic? Da. Da? Eu sper foarte mult că voi deja n-ați mai încurcat în teste. Sper foarte mult că asta în primul și în primul rând o să vă ajute în practică. Asta este tot din partea mea, dacă poate acum v-au apărut careva întrebări. Dacă nu, haideți să repetăm ce noi am trecut azi, sau ce puțin câteva idei, ce vi s-a memorizat. Bine. Uh-huh. Tipurile de oaspeți. Așa. Deja ce caracterizează fiecare oaspeți. Bine. Poate să-ți spună câteva criterii de caracterizare? Da. Hai, în afară de Dan. Mersul, glasul. Glasul, mai departe altcineva. Gesturile. Gesturile. Mimica. Mimica. Și accentul pe informație. Accentul pe informație. În timp, așa, încă. Dinamica comportamentului. Super, încă. Zborul informației. Super. Băieți, ce țineți voi? Iura, Pașa? Câteva, nu contează ce din training. Ce vi s-a memorizat cel mai tare? Cuvinte utilizate. Și toți vă zăpămâna să iargi ursima. Culorile. Da, culorile. Azi, crasne. Bă, vede ce pășlegeți adjective, da? Crasne. Bă, dă-te energie. Ce ați văzut? Stratonul să vă amuză. Cacolo tipul straton? Jolte. Ce-am caracterizuiesc? Вот, дай вам три характеристики. Желтый тип. Энергичный, болтливый. Пьянки, гулянки. Шустрый, хорошо. Юр, что тебе запомнилось? Типажи, гостей. Ага, какой запомнился больше всего?
Свой? Синий, да? Как можно характеризовать синий тип? Три критерия. Любые, которые запомнились. Тихо говорит. Да. Походка. Угу. Какая походка? Чуть-чуть. Чуть неуклюжая, да? Хорошо. Видишь, Иван, ты постарался, молодец, запомнилась. Да. С водой стоит. Источник информации какой у него? На что он ссылается? Чему верит? Статистики. Говорит о продукте, да. Но верит он чему? Фактам, цифрам, статистике, да? Данным каким-то. Хорошо. Георгий, ты что запомнил? Am nici cum am dus, am făcut o comandă. Ce să fac, n-ați făcut? Ce ai mai mult? Mi-a plăcut persoanele empatice. Empatice, da? Erau mai puțini, dar da. E unică și tare clasă. Ce ți-ai tu despre persoane vers? Persoane vers? Sunt așa, puțin mai... Mai galbui vers. Nu, vorbesc mai puțin, mai plăcut, mai lent, gesturile sunt... Moale, da? Da, moale. Prietenoase. Deschise. Nu, e bine, e bine că măcar ceva să ne dacă sincer să vă spun, sunt mai frumoase ca galbeni și ca sinii. Hai să spunem așa, că toți sunt frumoși, dar într-adevăr, persoanele vieții, ele sunt un pic mai deschise, da, și vă este mai ușor să lucrați cu ei. Vreau chiar să vă spun că, de exemplu, eu când am cândva că eu sunt persoană verde după caracteristici, după test am ieșit persoană roșie și probabil este adevărat, pentru că când lucrezi în domeniu, tu ești mai perseverent la ceea ce se întâmplă și vrei să fie o calitate înaltă de deservire. Dar de ce verde? Pentru că eu înțelegeam că dacă mie cineva vine și îmi propune asta, îmi descrie, mai ales descrie foarte frumos, adică depune efort, mi-e foarte greu să spun după asta nu. Pentru că eu apreciez munca persoanei care a venit. De-aia și la fel fac și verzii, da? Adică lor este foarte greu să spună nu, dacă ei văd că cineva ține la ei, da? Adică este, iată, relația asta despre care noi am vorbit, da? Că este importantă pentru verzi. Bun, eu vă mulțumesc frumos, asta este tot din partea mea. Haideți să ne aplaudăm! Cu drag și din tot suflet. Deci la atestare deja vedem rezultate frumoase, cred? Da, sigur. Bun, zi frumoasă la toți! She is always in my corner, right?